Elevi și profesori din Italia, Germania și Turcia se află în această săptămână în vizită la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Aceștia vor lua parte la mai multe ateliere în cadrul proiectului Spotlights for Tolerance. Vizita la Sibiu face parte dintr-un proiect multilateral Comenius. 19 elevi, 6 profesori, 2 directori adjuncți și un director general se află săptămâna aceasta în vizită la Colegiul Național Gheorghe Lazăr. Aceștia vor participa la o serie de acțiuni ce fac parte dintr-un proiect Comenius desfășurat între instituții de învățământ din Italia, Polonia, Germania, Turcia și, bineînțeles, România. Pe parcursul șederii la Sibiu, aceștia vor face diferite vizite, vor participa la ateliere și vor realiza un spectacol de teatru și o revistă în care vor promova și vor susține ideea de toleranță și respect. Titlul proiectului este Spotlights for Tolerance, deci încercăm să abordăm noțiunea de toleranță pornind de la teatru. Încercăm în fiecare țară să facem 2 acte dintr-o piesă de teatru care are un fir comun, este despre toleranță, dar sigur că proiectul acesta Comenius multilateral nu este numai despre teatru, ci și despre prietenie, înțelegere, despre o Europa unită, despre bunăstarea noastră și cred că aceste lucruri le-am realizat cu succes până acum. Am avut până acum 2 întâlniri de proiect, asta este a 3-a, urmează să ne întâlnim în Italia și întâlnirea finală în Germania, unde este și care este și țara coordonatoare. Noi am ieșit în întâmpinarea lor cu produsul nostru final, o broșură pe care o vedeți aici. Această broșură este dedicată toleranței. Pe verso avem posterele din cele 2 țări unde am participat până acum, iar acesta din spatele dumneavoastră este posterul nostru. Vom face diferite acțiuni legate de teatru. Avem o actriță cu care ei o să înceapă să lucreze de astăzi după masă, după întâlnirea de la primărie. Dar vom vizita și Castelul Bran, unde și filmăm, pentru că Vlad Țepeș este personajul principal al piesei noastre, un Vlad Țepeș modern. Și îi vă duce și în împrejurimile Sibiului, mergem și la o piesă de teatru. Deci sperăm ca întâlnirea aceasta să fie benefică și să cunoască mai mult din spiritul lazărist, din spiritul sibian și de ce înseamnă să fii român cu adevărat. Din ce țări participă? Participanții sunt coordonatorul din Germania, avem participanți din Turcia, Polonia și Italia, respectiv Sicilia. Piesa de teatru are la bază tema discriminării, iar printre personajele ce vor da viață poveștii se numără și celebrul Vlad Țepeș, venit bineînțeles într-o variantă modernă să facă dreptate. Piesa va fi filmată, iar o parte a acțiunii se va desfășura chiar la Castelul Bran.